Salutare, dragi descoperitori! Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni își doresc înlocuirea mașinilor cu biciclete pentru un mediu mai curat și mai sănătos, descoperitorul vă prezintă câteva modele inedite de biciclete, care vor face cu siguranță mai atractivă ideea deplasării pe două roți în loc de patru. Haideți să începem! Helix este un model produs în Toronto. Este pliabil și poate fi transportat foarte ușor, iar prin numai câteva mișcări se poate desface, devenind el însuși un bun mijloc de transport. Partea metalică este construită din titan, de aceea este un model extrem de ușor, cu o greutate de doar 9,5 kg. Când este pliată, ocupă doar spațiul unei roți, de aceea este simplu de păstrat și într-o locuință foarte mică. Dacă vrei să-l cumperi, costă între 1300 și 1700 de dolari. Bicicleta Canyon Speedmax este modelul perfect pentru amatorii de viteză și efort îndelungat. Compania producătoare germană Canyon a testat produsul cu ajutorul sportivului Alex Dose. El a mers timp de o oră cu acest model la o viteză de aproximativ 53 de km pe oră. Demonstrând cât de aerodinamic este acest produs și aspectul bicicletei este inedit, fiind un model foarte frumos care cu siguranță îți va atrage privirile. Acum sunt la modă și bicicletele din lemn, mult mai frumoase și interesante decât cele clasice metalice. O bicicletă din lemn poate costa între 90 de dolari și 70.000 de dolari pentru un model unic, adică artistic. Îți poți alege esența de lemn din care să fie realizată bicicleta și culorile dorite. Modelul din imagine costă 7.700 de dolari. Halfbike 2 este noul model al lui Halfbike. Varianta actuală este cea mai ergonomică și asigură o poziție mai stabilă, mai confortabilă. Cadrul este din aluminiu, are o singură roată în față care asigură deplasarea, plus două roți mai mici în spate pentru echilibru. Este o bicicletă care ocupă foarte puțin spațiu, poate fi transportată destul de ușor și cântărește doar 8 kg, iar costul ei este 600 de dolari. Iar modelul acesta de pe locul întâi, pentru cei care vor să aibă un produs de lux, dar și foarte modern, dotat cu tehnologie de ultimă oră, este chiar binevenită. Inventat de compania italiană Società Pientesa, are un motor electric cu care poți atinge 45 de km pe oră pe o distanță de 50 de km, fără efort din partea ta. Desigur, pentru a rezista mai mult timp, motorul poate fi ajutat și prin pedalare. Bateria se poate reîncărca în 5 ore. O astfel de bicicletă costă 11.000 de dolari, cam scumpă. Dragilor, cam atât în acest episod. Mulțumesc că ați petrecut câteva minute din viața voastră cu mine. Nu uitați că postez în fiecare zi, de aceea vă îndemn să vă abonați, iar până mâine, nu uitați să fiți bine și vesel, că frumos sunteți. Salutare!